Bun găsit, dragii mei! Primăvară, bun, mai e puțin și vine vara. Dar în pastilele noastre din timpul săptămânii vom face mâncăruri, cum vă spuneam, și dietetice, dar și mâncăruri de sezon. Mâncărurile dietetice, pentru că vreau să fac aici o mică paranteză înainte de a apuca de prezentarea și de prepararea mâncărurilor de astăzi, mâncărurile dietetice au un rol foarte important pentru sănătate. Atunci când suferim de o anumită boală, o anumită afecțiune, picat, bilă, acidite gastrică ridicată, reflux esofagian, este ideal să mergem și pe sistemul de a ne hrăni cu alimente corespunzătoare dietei respective. Tocmai de aceea, începând și de luna următoare, în emisiunile de duminică, vom introduce și un preparat dietetic. Degeaba luăm medicamente cu pumnul dacă mâncăm mâncăruri neadecvate organismului nostru. Astăzi vreau să facem un chec cu alune de pădure. Le aveam în dulap și am zis hai să terminăm cu ele. Mai aveam o lingură, două de pistic măcinat. Am cumpărat merișoare cu ceva timp în urmă și le aveam în dulap de asemenea. Safidele sunt și ele prezente de fiecare dată în bucătăriile noastre și le-am pus, am muiat în puțin lapte, merișoarele le-am pus în puțin rom și vanilie. Așa, aici am 6 ouă pe care le-am separat, gălbenușurile de albușuri. Albușurile le vom bate spumă, 250 de grame de făină. După cum vedeți, de data aceasta vreau să o cer în direct. Bun, un vas uns cu puțin unt și 150 de mililitri de ulei, praful de copt, pe care îl dizolv, da, în puțin oțet. Puteți să faceți acest lucru și cu zeamă de lămâie. Da? Sau la fel de bine puteți să-l dizolvați într-o linguriță de iaurt. Vreau să mă apuc de bătut albușurile, ceea ce și voi face. Și apoi stăm de vorbă. Următorul preparat va fi unul străvechi, ciulama de rinichi, ciulama de rinichi de porc. Iată, poate puțin ciudat, poate unii dintre voi nu au mâncat niciodată acest preparat. Tocmai de aceea vreau să vi-l prepar, să-l facem împreună și să vedeți că nu are acel gust neplăcut. Avem nevoie așadar de 2 rinichi, ceapă, câteva linguri de făină, 2-3 linguri de smântână și o să avem nevoie și de apă. Apă pentru a dizolva. Ia să vedem? Bun. Albușurile întotdeauna le vom bate la putere maximă a mixerului. În magazin am găsit astăzi langustine și am zis hai să facem o rețetă la fel destul de veche pe care am cules-o din cartea lui Auguste Escoffier. V-am mai povestit eu, Auguste Escoffier a fost bucătarul care a creat cam a doua carte de bucate în Franța și a revoluționat bucătăria la începutul secolului al XX-lea, împărțind-o pe partide de lucru. Entremetier, sosier, potager, fiecare își avea locul său în bucătărie. Așa se practică în toate bucătăriile lumii, în bucătăriile mari de hoteluri. Iar langustinele le voi face cu ceapă verde, usturoi, tomate, da, în suc propriu și vin roșu. Un vin roșu, am ales un Cabernet Sauvignon sec. Puterea lui o să fie fantastică în aceste langustine. Iar garnitura ideală va fi orezul, da, pe care înainte l-am fiert în apă clocotită cu puțină sare. Apoi,
vreau să fac o bucată de somon, da? Și voi așeza această bucată de somon pe un pat de cartofi ce a fost în prealabil pop și îl voi tăvăli ulterior să-l rumenesc în ulei de măsline. Voi pune pe deasupra somonului sau lângă, vedem, în funcție de puțin rean, da, în amestec cu iaurt, pentru că și cartoful va căpăta un alt gust în momentul în care voi adăuga acest sos. Sosul nu-l încălzim, va fi un sos rece. Microplantele vor face decorul farfuriei și deliciul principal al unei mese, bineînțeles, o să fie checul. Ia să vedem. Albușul cade, nu ne cade în cap. Mulțumesc. Este bine bătut. Gălbenușurile, da, împreună cu zahărul, 150 de grame. Știți bine, eu folosesc zahărul pudră, pentru că acesta se topește mult mai repede și se spumează. Mărim viteza roboțelului și lăsăm 1-2 minute maxim pentru a forma acea cremă de gălbenuș cu zahăr. Timp în care zahărul, bineînțeles, că se va topi. Adăugăm uleiul, adăugăm praful de copt. Perfect. Și venim cu făina pe care am spus că vreau să o cer aici direct. Da? Acum voi adăuga albușul. Și amestecăm ușor. Untul, da, îl întind pe marginile vasului, pe fund. Amestecăm ușor din nou compoziția. S-ar putea ca pe fundul vasului și pe lateral să rămână aluat neomogenizat. Și atunci, tocmai de aceea, luăm spatula, ne ajutăm de aceasta, da? Și luăm absolut totul. Punem safidele. Merișoarele ce au fost amestecate cu rom, esență și vanilie. Și acum migdalele și alunele de pădure. Bun. Omogenizăm. Așadar, mergem la cuptorul Whirlpool oferit de Altex. Punem prăjitura la mijlocul cuptorului. Îl programăm la sistemul convențional, așa cum vă spuneam, 180 de grade, 45 de minute. Timp în care ne vom desfăta cu celelalte bucate și, cu siguranță, în pauza de publicitate, vom bea un ceai cald. Dar până atunci mai trecem la un cel mai important element al zilei, da? Curățarea rinichilor. După ce i-am tăiat pe jumătate, da, iată, toată această albeață, da, introducem ușor cuțitul și scoatem aceste mici tendoane. Acestea au acel miros specific de urină. Odată eliminate, o să avem o ciulama
excepțională, important este să eliminăm bine. Bun, pentru a face, de exemplu, ridic la grătar, același lucru, da, procedați tot așa și scoateți această albeasă. Îi tăiem, da, pe lii subțiri. Încingem, da, un vas, lăsăm la încins puțin, da, și vom continua imediat prăjirea lor, dar mai bine spus sotarea într-un foc iute și totodată vom continua și cu langustinele, să le facem în vin roșu și nu uitați că mai avem ceva, somonul, după care scoatem prăjitura din cuptor și mâncăm. Dar asta după ce ne bem cafea într-o scurtă pauză publicitară. Am revenit, așadar cafeaua a fost bună? Cred că da, sau ați băut ceai? Ce ați băut? Lăsăm ușor să încingă și punem rinichi. Acum, vreau ca aceștia să rămână tari și în acest sens condimentez cu sare, cu piper. Ia să vedem. Imediat se încălzește uleiul și voi sota în această grăsime încinsă. Bun, mai am așa nevoie, cum vă spuneam, de ceapă. Uleiul s-a încălzit. Punem și ceapa. Și ne ajutăm de un capac, pentru că rinichii au conținut ridicat de apă. Multe dintre bunicile noastre sau mămici, pentru a scoate acel miros al rinichilor, foloseau oțetul. Nu vă recomand acest lucru, pentru că stricați gustul preparatului. Faceți cum v-am zis eu, scoateți partea albicioasă și o să vă obțineți un preparat excepțional de gustos. Da? Adăugăm una, două, trei linguri de făină. Da? Bun, omogenizăm și turnăm așa cum vă spuneam. Apă. Nu vă recomand să căliți făina. Adăugați apa rece, nu caldă. Preparatul acesta se făcea 1920, 1940 și un pic. Și apoi după, până în 50 și ceva, tot s-a făcut. Ciulamaua aceasta de rinichi, de fapt, am făcut-o și eu pe vremuri. Era restaurantul Turn din piața Sălii Palatului, locație a actorilor români, iar tot acolo am avut ocazia să-l cunosc pe maestrul Florin Piersi, care venea la bucătărie și le spunea fetelor, fetelor, ce-mi dați și mie de mâncare. Hei, și pe vremea aia, erai de la serviciu, făceai duș, te bărbiereai, te îmbrăcai elegant, mergeai la restaurant, după care la un spectacol la Fenac. Bun, lăsăm să fiarbă ușor ciulamaua la un foc mic, 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 dar cu mare atenție, din când în când ne aruncăm privirea la ciulama și amestecăm pentru a nu se forma cocoloașe și la fel să nu se lipească. Eu având o plită electrică, mi este mult mai ușor să gătesc așa, pentru că am lăsat-o la un foc mic. Vreau să continui prepararea langustinelor, ulei de măsline. S-a încins uleiul, aruncăm langustinele. Trebuie să fie, să sfârie atunci când facem acest lucru, da? Să sfârie. Ceapa și usturoiul le tăiem, iată, ceva mai mare. Iată, încep să se înroșească frumos, 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 frumoase langustinele astea și extrem de dulci. Atenție, nu trebuie să le lăsați mult, da? Ele se fac în 4 minute, sunt gata. Din momentul în care am turnat și vinul. Așa, să punem și ceapa cu usturoiul. Acum am puțin unt pe care îl voi adăuga, așa cum vă spuneam, untul înnobilează preparatul, chiar că am folosit, da, ulei de măsline. Turnăm 100 de mililitri vin, puțină sare,
strop de piper și, în ultimul rând, câteva tomate, nu multe, în suc prop. Orezul călduț, îl punem drept bază. Așa, una, două, trei, patru, cinci, a șasea. Iar deasupra, sos. Ar mai merge puțin ceva, puțină mentă, da? Uite așa deasupra și cam asta e. Acum hai să terminăm și cu restul preparatelor. Bun, iată flamaua de vinic. Punem și cele trei linguri de smântână și lăsăm din nou la fier. Între timp putem să facem o măliguță. Punem apă la fier cu puțină sare. La măligă luăm mălaiul, luăm capacul, punem mălaiul, punem capacul. Asta e măligă, foarte ușor de făcut, da? O parte mălai, trei părți apă, amestecați odată, da? Focul să fie mic și lăsați măliga ușor să fiarbă liniștită, din când în când mai amestecați. Important, dacă ați pus capacul, faceți o măligă rapidă și gustoasă și cu siguranță fiarbă. Bun, și lăsăm la foc mic să fiarbă. Ia să vedem ce face. Oh, crește, crește, nu mai deschidem cuptorul, acum nu mai avem voie să deschidem cuptorul, dar avem voie să mutăm vasul de mămăligă și să punem o tigaie în care vom face somonul. Pun puțin ulei în tigaie, lăsăm să se încingă și luăm următorul preparat. Bun, de data aceasta, iată, am un cartof, așa cum vă spuneam, copt. Da? Îl voi tăia exact pe dimensiunea somonului. Tem perfect. Bun. Îl pudrez cu sare. Un strop de piper. Microplante, care pe lângă faptul că vor colora frumos farfuria, dar vor da și un gust foarte plăcut, da? Bun, mă joc cu ele pentru a fi cât mai aspectuos, așa, și îmi place enorm de mult de scoase și asta e floarea soarelui. Da. Minunat! Acum, punem cartoful în tigaie. Vreau să-l rumenesc bine pe cele patru părți. Bun, puneți puțină boia de ardei. Și, totodată, punem și bucata de somon. Puneți puțină sare. Mâncărurile fierte la foc mic. Să știți că nu-și pierd gustul acela bun, da? De-aia lăsați-le să fiarbă ușor la foc mic, nu vă grăbiți, mai soteurile să fac rapid, șnițelele câteva minute, dar mâncărurile trebuie să fiarbă încet. Iată cartoful, da, s-a rumenit, o să-l pun aici în mijloc, somonul îl vom întoarce. Vreau să mai decorez un pic cu pulbere de speclă și verde de urzici. Un blid, da, unde pun mămăligă. Ce zice? Frumos! Omogenizăm hreanul. Smântână sau iaurt,
cartoful este deja cald. Somonul este important să-l faceți la un foc micut, da? Domol, ușor, dacă nu-i puneți capac. Dacă îl aruncați în cuptor, îl lăsați acolo măcar 15 minute, maxim 20. Puteți să-l puneți în hârtie pergament, puteți să puneți și la baza lui și puțină lămâie, câteva felii de lămâie, și atunci veți obține un preparat foarte interesant. În cuptor și învelit în hârtia pergament, vreau să vă spun că își va păstra acel gust inconfundabil. Dar dacă vreți să vă jucați în bucătărie și cu tigaia, puteți face acest lucru fără niciun fel de probleme. Pune somonul deasupra. Acum doresc să pun și câteva frunze de salată. Așa, și într-un final, pentru a-i da un strop de luciu, puțin ulei de măsline. Bun, și prăjitura este gata, hai să o scoatem din cuptor. Fantastică! Doamnelor, domnilor, petrișor, adică eu, vă spun duminică frumoasă și nu uitați, foarte luni, marți, miercuri, joi și vineri, la o pastilă culinară și cu ceva rețete dietetice. O zi excelentă vă doresc!